astăzi pentru majoritatea celor care au petrecut sărbătorile pascale pe raza stațiunilor de pe, din județul Brașov, se încheie mini-vacanța, motiv pentru care anticipăm valori crescute ale traficului pe DN1 spre capitală. În acest sens, polițiștii rutieri brașoveni împreună cu cei de la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova au organizat un dispozitiv pentru asigurarea afluenței participanților la trafic pe DN1 în drumul lor spre capitală. De asemenea, recomandăm participanților la trafic să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, să nu se aventureze în depășiri neregulamentare și să păstreze o distanță de siguranță față de autovehicule care se deplasează în fața lor pentru a putea evita eventuale coliziuni. Pentru cei care doresc să ajungă în timp mai rapid la București, le recomandăm rutele alternative pe DN1A, Săcele, Cheia, Vălen de Munte, Ploiești, București sau pe DN73 din Câmpul Lung, Autostrada Pitești, București.